Unul din 10 pacienți are de suferit în urma unui act medical, arată o statistică extrem de îngrijorătoare a Organizației Mondiale a Sănătății. Și pentru a atrage atenția asupra deficiențelor din sistemele de sănătate, Organizația Mondială a Sănătății a decis marcarea zilei de 17 septembrie la nivel global ca una a siguranței bolnavului. Sloganul din acest an, ascultați vocea pacientului, are ca temă implicarea pacienților pentru siguranța lor. În fiecare an, milioane de pacienți din lume suferă din cauza îngrijirilor medicale nesigure. La nivel global, costul asociat cu erorile de medicație a fost estimat la 42 de miliarde de dolari anual. Aproape 7 milioane de pacienți operați suferă anual complicații semnificative, dintre care 1 milion mor în timpul sau imediat după intervenția chirurgicală. Erorile de diagnostic apar la 5% dintre adulții aflați în ambulatoriu, iar infecțiile asociate asistenței medicale apar la 10 dintre 100 de pacienți internați. În spitalele din județul Hunedoara anul trecut s-au înregistrat 441 de cazuri de infecții nosocomiale, infecții asociate asistenței medicale. Pentru a reduce fenomenul, este nevoie și de implicarea pacienților. Întotdeauna medicina este într-o continuă dezvoltare ca și știință. Și se găsesc întotdeauna diferite metode pentru a crește siguranța pacientului și siguranța actului medical. În același timp și pacienții trebuie să fie informați de acest lucru și pacienții trebuie să știe că și ei, la rândul lor, trebuie să asigure informații complete în momentul în care are loc acel act medical care înseamnă anamneza, pentru că punerea diagnosticului înseamnă și anamneza, nu doar investigații de laborator sau investigații radiologice. Este întotdeauna un drum care merge de la pacient către medic, dar și de la personalul medical către pacient. A utiliza cele mai noi metode de tratament înseamnă în același timp informarea pacientului și înseamnă acea educație continuă a personalului medicosanitar.